În weekend, peste 70 de voluntari ai companiei Antibiotice s-au implicat în proiectul Livada de la școală, derulat de Fundația Antibiotice Știință și Suflet, plantând 150 de pomi fructiferi la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu Iași și la Centrul de Îngrijire de Zi pentru Copii aflați în situații de risc din Cornești, Comuna Miroslava. Livada de la școală este un proiect prin care echipa de la Antibiotice dorește să insufle tinerei generații respectul față de protejarea mediului înconjurător, menținerea unui stil de viață sănătos, dar și cultivarea spiritului civic în comunitate. În acest an, proiectul Livada de la școală a fost implementat în școlile speciale de învățământ pentru a oferi o sursă de sănătate și un mediu propice de terapie pentru acești copii. Prin puterea exemplului oferit de angajații companiei Antibiotice, Livada a crescut și a prins rădăcini în ultimii 3 ani în 10 școli din județul Iași, oferind un spațiu propice derulării de proiecte educative, cum ar fi și mediul înconjurător. La Școala Specială Gimnazială Constantin Păunescu din Iași învață elevi cu diferite deficiențe. Cea mai frecventă afecțiune este autismul. Livada de la școală reprezintă pentru aceștia o oportunitate de a contribui la protejarea mediului înconjurător și de a participa prin activități de terapie la întreținerea pomilor fructiferi. La un moment dat au fost plantați câțiva copaci, dar s-au uscat și am zis ca să dăm o utilitate spațiului, să-i bucurăm pe copiii centrului că vor avea o livadă, să-i responsabilizăm în felul acesta, pentru că după plantare fiecare copil va avea un copac de care va răspunde, îl va săpa, îl va uda și va culege roadele. În felul ăsta vor avea și ei pe masă fructele lor. În cei 3 ani ai proiectului Livada de la școală, peste 300 de angajați ai companiei Antibiotice s-au implicat în mod voluntar, împreună cu familiile lor, în transformarea spațiilor nefolosite din incinta școlilor în livezi de pomi fructiferi.